Dacă e decembrie, e vremea uneia dintre cele mai populare tradiții la români, tăiatul porcului. Dar dincolo de obicei și utilitatea sa în gospodărie, nu trebuie să uităm riscurile la care ne supunem dacă nu verificăm carnea de porc înainte de consum. Examenul trichineloscopic se face la circumscripțiile sanitar-veterinare contra unei sume de aproximativ 20 de lei pe proba de carne recoltată de la animalul sacrificat. Cum extrage ficatul? Pe ficat sunt doi mușchiuleți. Doi mușchiuleți demărim ca două aripioare arată. Au o culoare mult mai închisă. Deci este un roșu închis, fiind un mușchi respirator. Deci parazitul se localizează în ăștia doi pilieri. Deci de predilecție este să aducem ăia, pilierii diafragme. Pe lângă prezentarea probei corecte de carne la medicul veterinar, e bine să predăm și crotaliul porcului, pentru ca astfel să fie scos din evidențe. Predarea crotaliului este și mai importantă dacă se constată că animalul a fost infestat cu trichinela spiralis. Crescătorul de animale, când vine la noi cu proba de carne pentru examen, ar trebui să fie însoțită și de crotalea din ureche. Deci, după ce l-a sacrificat, înainte de a pârli porcul, este bine să ia crotalea auriculară și să vină cu alături de proba de carne. Dacă analiza efectuată în cabinet indică o suspiciune cu privire la carne, proba este trimisă spre reanalizare la un laborator specializat din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare Mureș, după care proprietarul este despăgubit. Dacă, în caz că se confirmă trichină, și porcul respectiv este crotaliat, deci este înmatriculat, este în baza de date la noi, deci pe numele proprietarului, conform hotărârii de guvern 1214 din 2009, proprietarul respectiv este despăgubit. Deci se despăgubește la valoarea pieții, deci valoarea reală. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș recomandă să achiziționăm carne de porc doar din locurile autorizate. E bine de știut și că s-au organizat echipe mixte de control, formate din reprezentanții DSVSA, Direcției de Sănătate Publică ai Protecției Consumatorului și polițiști. Scopul este de a depista neregulile privind comercializarea produselor de sezon și a trasa măsuri pentru remediere.